iubim și strada, dar aici care e. Vrei? Unde? De care? Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, fraților, va fi un episod mai diferit față de celelalte, pentru că ne vom duce la oamenii de pe stradă și le vom da să reacționeze la melodia 5 Gang singuri acasă. Haideți să vedem ce a ieșit din asta. Da. Vă arătăm un videoclip și ne spuneți ce vreți pe dânsul. Pot înțelege numai tinerii de azi. Da. Da, dumneavoastră, scoală, vă place sau nu? Da, îmi place, da. Îmi place. Și ce să curtea, să adauge și scoate în acest stil? Poftim? Ce să curtea, să adauge și scoate în acest stil? Da, eu să put că nu trebuie. Nu pot scoate din nimic, din trâns, pentru că... cum să vă lămuresc eu? Că cum ai scoate dintr-o pânză urzala, că îți împrăștii? Da. Melodie e bună, numai că voi înțelegeți. Eu, de exemplu, sunt amator de melodii de pe anii 60, de atunci în copilărie mea, dar restul e o chestie colosală, chestie bună. Bine, mulțumim, o zi bună continuare. Care este tot frate muzică? Rock. Rock? Nice. Cum mulțumim. Vă arătăm un cântec și spuneți ce părere aveți pe dânsul. Ok? Încați un cântec? Da, ascultați. Are altă stilmiză așa. Poftim? Are altă stilmiză așa. Nu, eu vreau să vă place așa stil sau nu? Asta pentru tine. Dacă eu mărg într-o ochi, dumneavoastră preferați? Eu tot prefer când stă, da. Bine, mulțumim pentru... Nu zic prefer, dar mă... Înseamnă, am 70 de ani, 72 și atât. Ne mă putea prea slavă. Bine, pe tinerețe, da. Pe tinerețe, da. Dar când eram tine, era fanfară, altfel e mulți, altfel e la anunț, la trec, dar tine. Bine, vă mulțumim. Tine, mea, să-ți spun. Sunt cel grand părder. Mulțumim. Este apărut acum câteva zile. E noi cu cântile. Și nu sunt. Da, cum vă se pare? Vă place ce? Nici nu înțeleg ce scânt. La dânsul așa e dicția. Nu suntem adepți muzice astea moderne chiar. Dar care este dumneavoastră ferat? Pentru noi popular, folclor, mai mult îmi place muzica populară, da. Asta e mai mult pentru voi. Bine, iubim și strada, dar aici care mai da, aici tineri prea. Bine, noi ne depășesc aici. Mulțumesc, Vasile. Am luat strâmbă, iată ce
Adică vă place acest stil? Da. Dar care este dumneavoastră sfera de muzică? Depinde, e diferit. Bine, vă mulțumesc că zi bună. Nu, nu sunt cadru. Ce spune? Nu e nici am vrut să faci, dar te bura. Cum îți se pare cântecul? Fain! Și care gen de masă frate muzică? Poftim? Care gen de frate de masă de muzică? Ni Manel. Tot cam așa. Da, depinde și de cântic. Dacă cânt cu clasic, poate și bușe național. Bine, mulțumim, vă zic. E un cover, nu? Nu, e chiar cântul. Da? Da. Atractiv pentru adolescenții din zilele noastre. Dumneavoastră preferați așa gen sau altceva? Cuptim? Dumneavoastră preferați așa gen sau altceva ascultați? Da, tot ceva de gen. Bine, vă mulțumim, vă zi bună. Plăcere, zi bună. Deci, fraților, cam ăsta a fost videoclipul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă este așa, nu uitați să dați un like, să vă abonați canal și să-l distribuiți, pentru că mă ajută foarte mult. Și o să aveți Instagram-ul la toți băieții care m-au ajutat pentru acest videoclip în descriere, așa că de ce să și urmăriți și pe ei. Iar noi invităm deja data viitoare cu un alt episod. Pa, pa, toți! Pa, pa! O, dacă nu l-o rupe, am ușa. Și legătura are...